Cu gândul la competiție și viitor, doamna Miar vrea să afle mai multe despre o fată cu care n-a prea vorbit. Bianca. Tu chiar vezi, cunoști pe careva, ți-a atras atenția la fata de Mihai. Care e un om slab, să știi. N-are voință deloc, zero. Eu am mai spus și repet, inițial, când am venit aici, bine, că și acum sunt de aceeași părere. Nu că avem pe cineva în mod special pe care vreau să-l cunosc, pentru că eu habar n-aveam. Întrebat. Nu, am luat de ciuf, așa, din concurenți și am dat 3 nume. I-am zis și lui Ștefania, bărbatul trebuie să ofere. Mă oferă, pa. Eu mă gândesc la urmă că lucrurile, dacă se vor, se fac și în noi. Se fac, dar bărbatul tot trebuie să ofere ceva. Stabilitate. Da. Exact. Vin la gând. Știi că mai intră băieți acum, ce intră băieți. Da, sper să intre cineva și pentru mine. Dacă nu, măcar mi-am făcut noi prieteni. Am cunoscut lumea. Noi prieteni aici. Toți luptă pentru banii, premiul. Mă credeți că eu n-am avut o secundă în gând premiul? E foarte rău. O secundă. Atunci nu câștigi dacă n-ai de gând să câștigi. Dacă nu intre cu gândul să câștigi într-un concurs, nu câștigi. Dar când intre la jumătatea concursului, nici nu poți ajunge cu gândul că tu ai putea fi câștigător. Poți să fie și răsturnare de situație? S-ar putea, nu zic nu, dar ca și idee așa. În momentul de față, Bianca apare singura în măsură să-și aștepte o pereche, iar încurajările nu întârzie să apară. Nu te-am mai văzut și pe tine, nu pe aici așa, mătuța mea frumoasă. Toți sunteți cu perechea. Da, și tu ești cu perechea noastră. Cu perechea tuturor, de exemplu. Da. Cum vrei tu. Până atunci, o am singur pe aici. Intră, n-ai văzut ce-a zis că va intra un băiețelele astea. Da, nu chiar doi. Doi, da, unul într-o săptămână, unul într-o săptămână. Și dacă pe niciunul nu interesează persoana mea? Da, cui? Cătălina nu mai e? Sau invers. Sau așa. Aia nu m-am gândit. Acum, fete singură, cine? Yes. Tu? Și Claudia, da. De ce, Claudia nu e? Pe live s-a scris că va intra un băiat pentru Claudia. Nu știu cine va intra. Tu ești foarte puternic și ai fost întotdeauna. Despre ce vorbim? De renunțat? De... Nu, no, asta nu e niciun caz. Eu am zis, dacă e să fie eliminat, asta e. Sunt. Știam că aici nu va fi etern. Dar de restul, sincer, nu mă preocupă nimic deocamdată. Bine, că aș vrea să fiu și eu așa să mă lățesc pe canapea cu cineva de cum ați făcut voi, e normal, nu? Că doar de asta. Da, da, într-adevăr așa este. Da. Așa eram și eu la început. Și mai ales că toți sunt cupluri și te simți și gen, eu? Și în plus de asta, mai ales că două persoane trebuie să și cunoască, dar n-ajunge aici, gata, te-ai plăcut cu cineva, te cunosc de viață, nu avem nimic să ne povestim, nu mai au și timp pentru voi, cum ar veni. Avem tot timpul din lume, crede-mă. Cu siguranță, nu zic nu. Da, doamna Mia. Da. Ați avut o remarcă ușor nedreaptă față de Mihai. De ce? Pentru că fiecare om are, cred eu, felul lui de a se manifesta. Dacă un om este mai tăcut, mai potolit, nu înseamnă că este un om slab. Adică nu-l știți pe Mihai. Da, are ceva de ascuns. Probabil. Are impresia că mă știe doamna Mia și eu nu sunt aici să schimb părerea nimănui. Părerea mea? Adică nu e că are ceva de ascuns. Nu, sunt firi poate diferite. Caractere diferite. Sunteți toți diferiți. Normal. Toți sunteți diferiți. Adică nu poate să fie... Adică și să impună lui Mihai să fie, să spunem, ca Ștefan. N-avem cum lui Ștefan, ca Mihai sau ca David. Fiecare e într-un fel. Normal. Dacă ar semna toți, ar fi o problemă. Ne formăm o părere despre oameni în urma experiențelor trăite. Ori doamna Mia, până la vârsta ei, probabil am mai întâlnit persoane cu care mă aseamnă într-un fel sau altul. Ca tine? Mai mult de 2 minute n-am stat cu nimeni de vorbă. Așa. Păi caracter ca tine. Cum puteți să spuneți că mă cunoașteți? Am zis că te cunosc bine, 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 dar cât se vede... Și susține. Cred că primul lucru care l-am învățat în casa asta, cel mai important până acum, să spun, să nu fac o idee la prima impresie, să nu mă las ghidat doar de prima impresie. Cea mai bună prima. Bine, aici nu e vorba de prima impresie și nu e vorba despre ce cred alții. El nu trebuie să ia în seamă ce spune doamna. Da, pe tine te normal, deranjează. Nu ia în seamă ce spune.
remarci la acestea? Pe mine da, mă deranjează cel mai mult că vin din partea doamnei Mia, la care eu țin foarte mult. Fata mea și de ciocolată. Dacă ar ține la mine, mi-ar plăcea să se abțină în ceea ce privește pe Mihai. Pentru că îl încarcă și foarte mult. Acum știți cum e. Dacă e o rugăminte, atunci... Tot aș vrea ceva mai bun pentru ea, că merită foarte multe. E un om așa de deosebit că nici ea nu-și dă seama cât. Dar și Mihai este la fel de deosebit. Stați un pic, dar cu Mihai ce aveți? Ați adică... avut mai mult cu Ștefania și nu cu Mihai. Asta nu înseamnă că el poate fi diferit. Nu se potrivesc. E părerea dumneavoastră. Până la urmă, ei sunt, mea, că... da, ei sunt cei mai măsură să hotărască lucrurile acestea. Ei știu ce simt, ei știu ce vorbesc. Sigur, mai aflăm și noi, de exemplu.